Organizația județeană PNL Giugiu a primit azi vizita senatorului Ben Oni Ardelean, vicepreședinte PNL, un apropiat al liberalilor giugiuveni și un mare susținător al echipei de la Giugiu pentru primărie și Consiliul Județean. Ardelean, un politic ancorat în ceea ce privește investițiile externe, a subliniat faptul că Giugiu are nevoie rapid de investiții și de valorificarea potențialului pe care îl are ca oraș la Dunăre. Cred că această susținere este importantă, având în vedere zona de proximitate cu Bulgaria, o zonă extrem de traficată, importantă pentru tot ceea ce înseamnă relațiile internaționale și cred că acest aspect este unul care trebuie să capete o altă anvergură după alegerile parlamentare, dar de ce nu și după cele locale, pentru că întotdeauna am spus-o și o repet, este important să ai oameni de calitate, oameni de calibru, oameni pricepuți, oameni competenți cu care să poți conlucra, care să aibă viziune și în același timp relații pentru a putea să crești o comunitate și să o dezvolți. În capacitatea pe care o am de președinte a Comisiei de Politică Externă, dar nu numai, sunt extrem de ancorat la tot ceea ce înseamnă investițiile internaționale, tot ceea ce înseamnă relațiile internaționale și în această postură am avut diversi investitori, oameni care au întrebat, inclusiv de zona Giurgiu, pe o parte dintre aceștia îi cunosc personal, ca unul dintre cei care anual, cel puțin, am o vizită spre Asia, dacă nu mai multe, și ceea ce înțeleg este că investitorii din Coreea de Sud sunt foarte interesați de zona aceasta și o consider o zonă cu foarte mare potențial. Și așa este. Este așa datorită faptului că vă aflați la un nod de trafic extrem de important și cred că lucrul acesta trebuie dezvoltat. Unul dintre lucrurile pe care le-am aflat din drumurile în afară este că această zonă este una dintre zonele care poate să fie un pivot pentru tot ceea ce înseamnă distribuție, dar și pentru tot ceea ce înseamnă atragerea de capital pe zone investiționale care au nevoie de un nod de legătură din toate punctele de vedere a transportului. Și cred că lucrul acesta îi dă greutate Giurgiului. Ce este important și ce consider eu important este că această investiție, despre oțelărie vorbim, dar și despre alte potențiale investiții pe zona agricolă, pe zona de depozitare, de distribuție, să fie viabile, însă toate aceste lucruri nu le poți face decât cu oameni cu viziune. Oameni care au capacitatea de interconectare, și relațiile sunt extrem de importante, vreau să știți, pe zona internațională, pentru că investitorii nu vin așa, avem noi vorba românească, pară măleață, ci vin atunci când sunt căutați, vin atunci când li se ofertează diverse facilități care să poată să-i atragă în România. Bineînțeles că aici ne batem nu doar noi în garsoniera noastră, cum spun deseori, ci suntem într-o competiție internațională, de ce n-ar merge în Bulgaria, de ce n-ar merge în Moldova, de ce n-ar merge în Turcia. Și tocmai de aceea este nevoie de o guvernare locală extrem de abilă să știe să ofere acele facilități care să atragă investitorii. Cred că lucrul acesta este extrem de important să-l înțeleagă locuitorii Giurgiului. Pentru că doar cu oameni cum este domnul Nicolae, putem să construim și putem să aducem acești investitori în localitate. Altfel, o să avem primari care să se vaite 4 ani de zile că n-au reușit să facă nimica, că nu vine lumea, că șomajul crește, că investitorii merg în alte părți și nu vin aici. Și uite așa, o să o ducem mai departe într-o conjunctură care ne este defavorabilă. La rândul său, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, a declarat că împreună cu echipa pe care o coordonează, sunt pregătiți pentru câștigarea alegerilor și pentru a îndeplini dorința giurgiuvenilor, aceea de a avea un primar din stradă și nu unul plimbăreț. Suntem pregătiți de a câștiga atât primăria cât și Consiliul Județean și de a ne pune președintele la Consiliul Județean pe domnul Dumitru Beanu. Deci suntem pregătiți și pentru un scor bun în județul Giurgiu. Vă asigur că oamenii doresc dezvoltarea orașului și creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. Asta se poate face printr-o administrație publică locală dinamică, modernă, eficientă.
Candidatul PNL pentru Consiliul Județean, Dumitru Beianu, a vorbit despre încurajarea mediului privat autohton și despre o conducere a primăriei și Consiliului Județean cu viziune pentru crearea de noi locuri de muncă. Am înțeles că ceea ce vor giurgiuvenii este să aibă în față candidați soluții, propuneri pentru probleme mai vechi sau mai recente, rezolvate în parte sau nerezolvate de ani și ani de zile. De aceea, în fiecare dintre aceste zile ale campaniei, am încercat să-i promovăm pe candidații noștri la primărie și, evident, în prim plan a fost, de câte ori am avut posibilitatea, domnul Nicolae Fărian, cel mai bine plasat de departe pentru a câștiga primăria municipiului Giurgiu, ceilalți colegi ai mei, din candidați la primărie din orașe și comune, dar nu în ultimul rând, noi, candidații la Consiliul Județean și subsemnatul, singurul care mi-am asumat această candidatură pentru președinția Consiliului Județean. Singurul, evident, prin comparație cu alte partide. Mi s-a părut un mod onest și credibil în același timp de a câștiga atenția, în primul rând, respectul și sperăm pe 5 iunie și votul giurgiuvenilor. În ceea ce privește campania electorală, liberalii spun că sunt mulțumiți de reacțiile giurgiuvenilor, de modul în care au fost primiți în cartierele orașului și de receptivitatea oamenilor la proiectele PNL-ului pentru Giurgiu.